cum mai vă surprindeți în fiecare zi? Ce gesturi romantice aveți? Pot să spun că pentru faptul că avem foarte multă treabă și el e foarte mult plecat la concerte, ne ajută faptul că suntem plecați mai mereu și după aceea când ne vedem ne-a fost dor de celălalt. Dar începem să ne surprindem tot cu surprize obișnuite pentru orice cuplu, adică un trandafir, for no reason, sau un mic dejun la pat, sau, nu știu, un masaj, o ieșire la restaurant drăguță, chestii basic, dar care sunt bune ca să spargă puțin ritmul ăsta de muncă continuă. Uite că acum este tendința ca cuplurile să-și ia ori un câine, ori o pisică, ori o mașină, oriceva. V-ați luat ceva împreună până acum sau vă gândiți? Nu ne-am luat, dar ne gândim să luăm un cățel. Adică eu aș vrea să-mi iau un cățel, dar momentan mai aștept pentru că vreau să am, să știu că o să am timp să am grijă de el, nu vreau să-mi bat joc de un suflet. E și Mario ce zice? Are aceeași părere ca și mine. Uite că vreau să te întreb cum a rezistat relația voastră de-a lungul timpului, că voi sunteți de când erați micuți. Chiar micuți, vă urmărim de atunci, a? Și voi ați rezistat testul timpului și mi-ar plăcea să știu cum ați reușit. Nici eu nu știu cum am reușit. E destul de greu, mai ales generația asta, să reziste într-o relație de tineri. Pur și simplu nu știu, cred că am comunicat foarte mult, am avut încredere unul în celălalt, am crescut împreună și cred că nu știu, așa a fost să fie. Suntem făcuți unul pentru celălalt, nu știu ce să zic. Nu cred că există o rețetă anume. Care a fost cea mai mare provocare a relației voastre? Cred că atunci când am fost plecată la facultate, pentru că nu eram aici, când a mai fost și el plecat cu lunile la show-urile de la TV. Și cred că asta au fost cam cele mai... Da, cele mai urâte perioade, așa să zic. Bine, e bine că tu oricum ești un pic obișnuită pentru că ai profilul mamei tale de la TV, ești cu Mario, tu însuți ai o relație, o carieră. Ai o carieră care te pune în lumina reflectoarelor, deci e ok. Și ai avut cumva perioade grele, ținând cont că tu ai fost expusă? Cred că toată lumea are perioade grele și pur și simplu trebuie să îți ții capul sus și să treci peste ele. Și cred că orice job ai avea, ai avantaje și dezavantaje în fiecare job, dar pentru că eu am ales jobul ăsta, adică știu ce am ales și na, îmi asum. Care e cel mai bun sfat pe care ți l-a dat mama ta atunci când ai zis gata, vreau să fac, să mă postez pe Instagram, vreau să devin cunoscută, vreau să merg pe drumul meu? Să nu pun la suflet tot ce se scrie, să încerc să nu mă uit neapărat la tot ce se scrie, să muncesc și să știu că trebuie muncă ca să faci bani și nu se fac ușor și cam atât. Mai aveți perioade acum ca fetele în care ieșiți, vă vedeți, îi spui, măi mama, uite mi s-a întâmplat asta. Da, mai ieșim la câte o cafea. În timpul verii e foarte rău pentru că suntem full de treabă, dar ne mai vedem, ca de exemplu aici la eveniment. Și în rest, da, mai plecăm câteva weekend-uri, mai obișnuim să plecăm mamă-fică undeva sau tată-fică. Mersi mult de tot, Alexia!